Simona a simțit nevoia să discute cu doamna Cristina problemele pe care le întâmpină cu Sorin și familia acestuia. Nu, că nu s-ar pune niciodată problema să-mi dea, să-mi fac nimic. Nu să-ți dea, că nimeni nu zice de treaba asta, dar locul unde să fii, dacă ești, trăiești împreună. Nașta. Nașta. Și nici el a zis în seara asta la caprici. Mă duc în chirie. El ce lucrează? Este inginer. Ceva cu electricitate, cu de-astea. Cum? Mă, meserie frumoasă. Da, ne-am descurcat. 100%. Când e voință, e și putere. Nici o problemă. Eu mă descurc în toate domeniile, chiar. Am fost omul care m-am descurcat în toate. Am făcut și vânzare, și unghii, și de toate. Și am, sunt și asistentă medicală, sunt și pe... Naiba să mă ia. Asta e cea mai mică problemă. Am firma la țară, cu pământurile, cu... Îmi făceam eu grijă, așteptam să-mi dea mie casă. Nu știu cum o să procedez, el trebuie să-și rezolve treburile astea cu taică-sa. E o dependență acolo. Și eu am sesizat-o cumva. La 30 de ani nu mai spui mami și tate. Și chestia asta pe care o folosește el, domnul Gheorghe, cu ia casa, dă casa, faci ca mine, ai de toate, nu faci ca mine, nu mai ai nimic. Ce i-am făcut, băi, frate? Și-o ține una și bunul cu castroanele, că-l bate-o pe fis. Dar de unde e vorba asta cu castroanele? Care pe tot? A făcut el o glumă în casă și... În casă aici? În casă la băieți. Dai seama că eu iau bărbat să-l bat cu castroanele, să-i dau cu oalele în cap. Să... O-i părea eu așa mai nebună, mai, dar... Și după aia am ținut-o. Zica, da? Taci gură, las că luăm de la de... Las că luăm de la de plastic, luăm de la de inox, nu-ți dau cu de la de sticlă. Și s-a supărat. Că de ce am continuat eu cu castroanele și cu... După aia a dat-o... Că eu am avut o discuție cu Tess și am spus la un moment dat că mama e mai ca mine, așa mai... Hai de loic. Și când să mă ia cu tata, să mai are stil așa, îi mai dă câte un șut în cur, îi mai dă din dragoste. Deci mai aduce aminte de golăniile care le-a făcut. Mai strigă. Și mai zice. A ținut astăzi în emisiune să specifice că ce familie am eu, că să bate la mine pe ce eu, să ajung eu să-l bat pe fisul cum îl bate mama pe tata. Vă dați seama ce... Și astăzi mama chiar mi-a spus, mamă, nu mai spune, că iau-te cum să... Să ajungă lumea să zică că îl bat pe tactul, că... Dar n-am mai văzut nimeni, oare o femeie care le-a la papuși pe bărbatul că în tinereții a făcut nu știu ce? E așa, nenorocirea după fața pământului, încât să punctezi acolo, dar tu încerci să mă ataci. Eu nu știu cum să fac să nu mai îmi plângă mie mama. Tare mi-aș dori să... Eu nu sunt mult aici, cam o dată. Să văd cum să termină chestia asta. Tare mi-aș dori. Și dacă spun și tot repet, mi-e rușine cu ce... Că a zis, de ce când ai intrat? Păi, dar trebuie să-mi scriu în frunte dacă ceva mi-e rușine cu treaba aia și nu e ca și cum mă definește. N-am făcut-o, n-a fost o meserie. Am semnat un contract să stă o perioadă ca să poți să-ți iei banii pe care îi muncești cu greu. După aia am plecat. Tu atât aveți. Că eu știu ce am trăit acolo, că plecam și mama, vorbeam cu ea și plecam de acasă plângând. Acolo plângeam, mă întorceam acasă plângând. Monstru eram. Nu este ușor pentru oamenii ăștia care aud să te bați pe tu singură pe bani. Te doare corpul, te doare și inima în tine. Și după aia eu să stau cu capul plecat în fața cuiva? Păi nu-mi vine să-mi iau bocceluța să mă duc? Și nu te gândești tu oare la... Bă, dar tu nu te gândești tu oare la părinții? Tu care ai fost, bă, aia-i trist. Pentru mine asta vorbește, asta nu este o criză de nervi. Că o faci odată, o vorbești prost și după aia îți dai seama și îți închizi gura. Da, ai spus-o de prea multe ori. Mie de aici, din punctul ăsta, nu mai cred că e vorbă și atâta. E caracterul tău. Tu pui eticheta. Tu atâta vezi, ți-e rușine să mă pui pe mine la masă cu doctor și avocat și ce ai tu? Păi diferența dintre mine, personal, și tine, o face faptul că eu mă pun la masă cu toată lumea. Și știu să vorbesc și cu gunoierul, și cu polițistul, și cu procurorul.
Și omul cu cap și cu caracter, niciodată în viața asta, nu o să judece un om cum l-a trecut pe el viața și pe unde a ajuns. Nu știu dacă eu am loc într-o așa familie. Dar asta ține de tine, dacă ești dispusă, ce, cât poți și ce poți să accepti. Dacă iubirea dintre voi crezi că e mai mare sau ar putea să fie mai mare, că în momentul ăsta nici nu vă cunoașteți destul. Nu e nicio iubire acum, te mint. Ce, băi, oameni buni, am trăit compatibilitatea povești. Dintre compatibilitate, voi. Compatibilitate, nu zici nimeni, e o îndrăgosteală, eu știu ce înseamnă iubirea, mă. Păi, dar n-ai cum să iubești aici cum în 3 săptămâni. Și nu știi dacă să te arunci sau să nu te arunci. Să te târfelească iar cineva să te facă ghem și iar să pleci cu oasele rupte. Că ai iubit. Nu știu dacă să mai merită să mai rup carne după mine. Am obosit, bă, fraților, am ani de zile de chin. Nu mai am iubit atâta și m-am jertfit ca ultima. Nu mai vreau. Nu mai îndur și nici aia de acasă. Nu mai îndur. Am 4 ani de zile de plâns. Vreau liniște. Atât am cerut, m-am rugat la Dumnezeu. Nu mai atâta, nu de bani, nu de nimic. De liniște, băi, fraților, liniște, bă, atât. Nu, pentru că pentru ea este importantă și înțelegerea asta între familie. N-avem și cum să spunem, mai băgați-vă picioarele în părinții voștri. Știi ce mai important? Important să ai părinții și din stânga și din dreapta. Asta e. Pentru mine e foarte important să Sorin să aibă părinții lângă el. Pentru deja mine, un lucru, deja e femeie. Asta, spunând treaba asta, e femeie. Că părinții... Că nu-și dorește să-l țină departe pe bărbatul eu ei de familia lui. Eu nu vreau vreodată să aud că din cauza mea părinții lui îi dau la o parte. Mie mi se rupe sufletul, mine, eu mor. Inima ce bună. Fac, mâncava-și gura voastră, eu? Capricile iubirii. E clar că tu ai anumite principii pe care vrei să le respecti atunci când vine vorba de relația pe care vrei să ți-o faci și tu spui așa, eu îmi doresc foarte mult ca partenerul meu să aibă o relație bună cu părinții lui și îmi doresc foarte mult ca și eu să am o relație bună cu partenerul, cu da, părinții partenerului. Da, nu întotdeauna se întâmplă așa. Clar, viața mea a demonstrat da. Că s-ar putea să nu. Dar... acum, să știi că imaginea asta pe care ți-ai făcut-o tu de bătăușă de bărbați, sau cum să-i spun, e din ce ai povestit da, tu. Da, corect, e din cauza te-a mâncat limba pe da. Tine. Da. Știi? Și tu, că și mai devreme nu erați aici, am povestit despre imaginea noastră, că îmi stricați imaginea și mi se strică imaginea. Nimeni noi nu poate. Noi nu. Nimeni nu poate da. Să vă strice imaginea. Voi da. Deschideți gura în momente din astea că sunteți foarte relaxați da. Și nu aveți despre ce să vorbiți și vorbiți despre cai berți pe pereți. Sau nervoși sau da, și nu ne controlăm un pic gura. Da. Ne spunem așa, la cald. Știi, Simona, eu apreciez foarte mult genul tău. Sincer, direct, autentic, asumat, dar în același timp modul în care ai reacționat și lăsând la o parte domeniul de activitate pe care l-ai activat pentru o perioadă scurtă, modul în care ai reacționat cu fetele și nu neapărat că ai fost deranjată de o bluză sau că, nu știu, de o anumită situație din casă, dar vocabularul tău a lăsat de dorit. Și corect. Probabil că asta cumva i-a panicat puțin, atât pe doamna Ana, cât și pe domnul Gheorghe. Și ai auzit-o și pe mama ta, care spunea fix ce ți-a spus Raluca, exact. Ți-a spus și mama ta. Da. Ți-a spus, măi, mamă... Și în scrisoarea de dinaintea apelului, la fel. Ideea e în felul următor, că e foarte ușor să dăm vina pe celălalt. Celălalt m-a făcut într-un anumit fel. Dacă ai da un pas în spate și ai vedea de la ce a pornit sau de la cine a pornit, faptul că și tu ai făcut anumite greșeli, poate că ai înțelege pe de o parte și atitudinea domnilor. Chiar o înțeleg. Pe de altă parte, nici atitudinea domnilor nu este de lăudat, pentru că s-au spus niște lucruri care probabil nu ar fi trebuit să fie spuse. Și acum vă întreb, cum vedeți voi pe viitor să gestionați situația asta? Pentru că, într-adevăr, așa cum spuneai, de preferat ar fi să fie o relație unită așa între familii. Armonioasă, exact.
cum vedeți voi să gestionați? Adică, cumva, mi se pare că te-ai poziționat contra părinților lui Sorin. L-am văzut și pe Sorin că îți cam ține partea și s-a poziționat contra părinților. Nu mă poziționez contra, ba chiar l-am sfătuit pe Sorin să încerce cumva reconcilierea cu tatăl și să stăm un pic să ne gândim dacă nu cumva de la noi ar putea porni schimbarea asta. Cred că noi ar trebui totuși să facem primul pas. De la noi sau de la tine? De la el în relația cu tatăl lui separat de mine. Da. Și de la mine în relația cu el și cu familia. Da, el a fost vehement în ceea ce privește relația ta în relația cu părinții lui. Adică el totdeauna ți-a luat apărare, el totdeauna ți-a spus că ești o femeie pe care el și-o dorește în viață și că și ei ar trebui să-i respecte această dorință. Corect, asta eu consider că este o problemă care ar trebui rezolvată între ei ca și familie. Tu crezi că încă părinții lui nu au tăiat cordonul umbilical? Uite, da. de la mine se vede așa. Tu ai un discurs foarte coerent și zici la un moment dat, adică nu ești departe. Mie mi se pare că el e cumva fix la mijloc. Zici așa, eu îmi dau seama că ei au dreptate și tu trebuie să ai o relație foarte bună cu părinții tăi. Cam ce fac și dumnealor. Dumnealor, pe de altă parte, au zis așa, vă lăsăm pe voi să vă descurcați, până aici în oglindă sunteți. Pe de altă parte, ei vin cu următoarea replică. Dar, și anulează tot, da? Dar tu ești într-un fel, tu nu te vreau la mine în ogradă, tu pe partea cealaltă, dar, și anulezi tot ce ai spus înainte, eu nu vreau să am de-a face cu ei, nu vreau să-mi duc copiii la ei în curte, nu. Și sunteți în oglindă. De asta spun că tu trebuie, adică greșiți și de o parte și de alta, lăsându-l pe el. El e sărac cu bezmetic acum. Adică asemeni foarte mult, face aceleași lucruri, îl șantajați emoțional. Da. Adică și unul și celălalt, și tu și domnul Gheorghe, ați făcut aceleași lucruri. V-ați blamat, ați aruncat cu noroi și unul și celălalt și l-ați șantajat emoțional. Adică până acum n-aveți dreptate, nu vă dau dreptate nici ție, nici lui domnul Gheorghe. Adică încearcă să vezi că nu e doar declarativ, că haide să vedem, că eu vreau binele lui Sorin și încearcă să concret cum te-a rugat Andreea, da? Gândiți-vă în acțiuni, ce facem? Ok, adică și ce aș putea eu ca să susțin? Tu trebuie să răspunzi. Nu, adică ce ai putea face tu? Concret, pentru că degeaba zic trebuie să faci asta și să faci asta. Lucrurile trebuie să vină și din suflet. Și tu trebuie să te gândești la anumite soluții. Poate că schimbarea trebuie să vină din tine, din atitudinea concret pe care o ai tu, din comportamentul tău față de Sorin, față de doamna Ana, față de domnul Gheorghe.